Domnilor și domnilor, aplauze pentru Dragoș Movileanu Caraulea! Dragoș Movileanu Caraulea? E bun la cap! Păi, a revenit Sylvie Kerman! Credeți că o să se mai întoarcă? Mie mi-a dat cu virgulă, că știi, cumva... Înainte să-i dăm drumul, aș dori să spun că s-a comis o mică eroare. Eu am venit din Japonia de curând și am adus un material. O să scrie că e făcut de Sylvie Kerman, dar nu e adevărat. Uite, mă, că s-a întors băiatul, a venit. Bravo, mă, bravo, 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 bravo. Am așteptat cu sufletul la gură să văd ce livrează. Aș vrea să vă arăt cum se întâmplă în Japonia în unele lucruri. Hai să-i dăm bătaie. Bună dimineața, ne aflăm la cea de-a 49-a întrunire a Asociației Locatarilor de pe strada Tsuruoka, numărul 7 din Tokyo. În cadrul acestei întâlniri se discută situația lui Nuțar Muri Kazawa, care nu și-a achitat datoria la întreținere. Președintele, domnul Tsuruita, atacă primul punct. Chiriașul, dă-te mai așa de la doi, mănâncă sushi și îmi pute scara. Băi, chiriașul, nu mai găti sushi. Moare toată scara când îți iei sushi. Acozi iar a făcut sushi. Ce-am mai puțit sushi pe scara? Mi-am mutat nasul. Dar eu nici nu fac sushi. Cum adică? I-auzi, mincinosul! Dar și mie mi-a puțit sushi. Dar de ce te iei de mine când Kazawa n-a chitat datoria? Mii și mii de ieni are să dea. Ce i-am mai zis-o? Ce țărane! M-am atacat. Când domnul președinte Tsuruita se atacă, ședința se mută în spatele blocului, sunt chemați toți locatarii. Domnul Tsuruita a uitat de chiriașul, dă-te mai așa și îl pedepsește numai pe domnul Nuțar Muri Kazawa, că n-a achitat datoria. Cât are Kazawa de achitat? Oh, păi are 6.000 de ieni. Deci se pare că datoria e de 6.000 de ieni, ceea ce înseamnă că achitarea se face prin cotonogeală. 6.000 de ieni? Ce rușine? Ha! Kazawa ne-a făcut de rușine. Așa-i. Să cotonogim Kazawa până achită datoria. Arbitru acestei cotonogeli este domnul cu katana Momori, care se ridică și se închină ca la Hristos. Primul cotonogitor este Aikuru Shokyu Mare de la 4, care iată pășește spre domnul Kazawa. Domnul Kazawa nu se grăbește, tensiunea plutește în aer, tăiată cu cuțitul. Cei doi se apropie, se vor uita la președintele Tsuruita și se închină la el ca la Hristos. Cotonogela poate începe. Necotonogea! Achită datoria, Kazawa. Ba, achită tu datoria. Te bade-te, băi. Interesant, domnul Kazawa a scos ciomagul la impresie. Domnul Aikuru Shokyu Mare a scos și el ciomagul la impresie. Tensiunea poate fi tăiată cu cuțitul. Achită datoria! Achită tot! Frumos procede de evaziune, eu n-achit nimic, punct pentru domnul Kazawa, tensiunea poate fi tăiată cu cuțit. Achit-o! Achit-o! Domnul Kazawa stă foarte bine pe poziție. Dai! Interesant. Ați văzut, după 5 procede de evaziune, eu n-achit nimic, nu ți-ar muri, Kazawa a dat cu ciomagul noroi, 6-0 set pentru domnul Kazawa versus Asociația de Locatari. Urmează setul 2. Da, domnul Shokyu Mare ridică ciomagul, se închină ca la Hristos. Dacă ați observat, domnul Kazawa se închină și el, dar mai cu scârbă. Următorul cotonogitor este domnul Saraka Inima Mea, un experimentat de ciomag, care l-a bătut și pe domnul Moroșanu de la 6. Asociația își aduce aminte cu groază de luptă aceea. Domnul Inima Mea s-a închinat, tensiunea poate fi tăiată cu cuțitul. N-ai da bani? Și ce dacă? Necotologia. Procedeu ia ciomagul de impresie. Domnul Kazawa a ripostat cu o prezentare. Băiatul ciomagul,
ați văzut-o și înainte. Nu știu dacă am mai spus, dar tensiunea poate fi tăiată cu cuțitul. Cu cuțitul mă aduc ca să fac o glumă. Ați văzut alăta latul ciomagului procedeu de impresie din școala a Cuțodau? Achită de Floria! Ripostă că a apucat-o un punct la fiecare. Observați concentrarea de pe fața domnului Cățaua. Niciun mușchi nu se mișcă. Uite, ce frumos. Eu n-a chit nimic, urma de iabere gata. Procedeu clasic, eschivă și atac. Punct pentru domnul Cățaua. Procedeu Țodau oricum. Un punct pentru Cățaua, care conduce cu 3-1 în setul 2. Domnul inima mea nu se dă învins. Un nou Ionachit nimic, încă ripostă că a apucat-o cum procedeu ia bere gata din nou. Ar trebui să cedeze. Gata. A cedat. Răsfăt Cățaua, care conduce cu 2-0 la neplata datoriei. Se închide ca la Hristos. Ue, domnul Țurita, tu te și cotonogește tu. Eu o să mă duc. De ce să mă duc? Mă mori cu dusul. Băiatu, încăiră-te cu Cățaua. Domnul, eu n-am cum să mă duc. Oare cum să cotonogesc? Ia uzi, timoratul. Adică eu o să fac totul aici. Tu te și adu aștiuța. Nu aștiuța, aștiuța. Nu aștiuța. Neașteptat vom vedea șchiuța prezidențială în acțiune. Iasu, când eu cu șchiuța mea, o să chis datoria. Du-te așa de odată. Da. Unde te duci? Șchiuța mea e aici în tavan. Tânărul Chiriaș s-a dus să aducă șchiuța prezidențială care e în tavan. E șchiuța specială aia veche care a aparținut fostului președinte Moroșanu. Domnul Țuruita, va trebui să facă o inspecție sumară. Prima impresie foarte importantă. Contează să fie mulțumit. N-aia desfăcut-o. Urmează o formulă ritualică. Du-te! Unde? Am țărcat! Mutu! Iapa! Ați auzit formula ritualică, du-te unde am țărcat, mutu iapa. Președintele Țuruita e mulțumit de precizia armei și determinarea de a-l face să plătească pe domnul Țuruita. E o inspirație pentru noi toți, așa președinte de asociație, să tot ai. Nu dai bani? Nu dau. Achita! Nico Tonogea! Achită-o dată! Achită-mă! Oi! De ce l-am chitit? De ce l-am chitit? Președintele Țuruit a fost împins în bătoacă 3-0 la seturi, datoria se șterge. O victorie frumoasă a lui Cățaua. Bravo, Cățaua! Cățaua! Am vins. Asta e.